sărbătoarea celor 90 de ani de sport în Politehnic a început la Sala Olimpia. Handbaliștii au deschis balul într-un meci cu vicecampioana României, HC Odorhei. Li s-au alăturat peste 1000 de oameni, inclusiv galeria lui Poli, iar băieții lui Nedel Kovucković nu au rămas datori. Au câștigat cu 26-24. Avem echipa și mulțumim pentru spectacori, pentru galeria. Țin să mulțumesc galeriei sălii care a fost arhiplină și care a fost al 8-lea jucători din teren. Poli și Odorhei au mers cap la cap până la mijlocul primei reprize. Jocul oaspeților s-a rupt odată cu accidentarea lui Rusia. E o lovitură la arcadă de vreo 4-5 cm, foarte urâtă. Nici dacă boxa cu bute, cred că nu pățea așa ceva. Fără omul de bază din atac și cu un Caciuc în postură de înger păzitor al buturilor alb-violete, oaspeții au început să piardă teren. Poli a intrat la cabine cu avantaj de 3 lungimi, iar diferența a crescut după pauză. Odorheiul a avut o răbufnire de orgoliu, s-a apropiat până la 2 goluri. Tensiunea a crescut pe final odată cu defectarea tabelei. Fără să știe cât timp mai e de joc, handbaliștii au dus o luptă surdă în teren. A câștigat o echipă mai determinată. O să mulțumim cum noștri jucători am jucat, am greșit. Și poate să mai repede câștiga la minutul 20 la repriza 2. Eu sunt mulțumit cum am câștigat, cum am luptat și cum a arătat caracter. Poli a fost mult mai hotărâtă și mai determinată. Noi am fost puțin aroganți, puțin indolenți și am intrat în panică. Poli a urcat pe 9 în clasament, iar etapa viitoare joacă în deplasare la Dinamo Călăraș.